Ia cât pe ce să nu vin și eu acasă datorită anumitor probleme, dar dimineață m-am pus pe mașină și am știut că în această seară sunteți adunați cu toți familia lărgită a Domnului Iisus, oameni care ați venit din toate părțile. Știu că mulți dintre noi am venit să ne vedem, dar știu în această seară că suntem în locul acesta să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ieri seară Dumnezeu m-a direcționat spre un pasaj pe care vreau să citesc câteva versete. Tare bine se aseamănă cu ceea ce vedem în această seară. Atât de mult am crescut numeric, atât de mult am venit acasă, atât de mult suntem dornici pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exod, capitolul 17, de la versetul 8 în jos, că Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i poruncise Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise, Aron și Hur s-a suit pe vârful dealului. Când și-a ridicat Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, a luat o piatră, a pus-o sub el și l-a așezut pe ea. Aron și Hur îl sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de cealaltă parte, până la sfințitul soarelui. Frați și surori, dragi tofleni, călătorim cu Dumnezeu și totuși suntem atacați de Amalek. Ăsta mi este gândul la timpul de rugăciune. Călătorim cu Dumnezeu și totuși atacat de Amalek. Viața noastră pe pământ, în pocăință pe care o trăim, este o călătorie. Încă n-am ajuns acasă. Deseori apar momente de oboseală, apar momente de cârtire, de deznădejde, de renunțare. Însă sunt o categorie de oameni lideri, slujitori, păstori, conducători, presbiteri, diaconi, leviți și cântăreți, care trebuie să recunoaștem că apar momente de descurajare, de renunțare în viața fiecăruia dintre noi. Apar momente când Amalek vine să se bate cu poporul lui Dumnezeu. Și vă rog, când vine Amalek să se bate cu poporul Israel? Imediat după ce au sfârșit o minune de la Refidim. Când vine Amalek să se lupte cu poporul lui Dumnezeu? Pe neașteptate. Unde lovește Amalek? În poporul lui Dumnezeu, în copiii lui Dumnezeu. E bine, în această seară suntem în locul acesta. Și poate că ai obosit. Avem printre noi Moise, avem printre noi Iosua, dar mai avem printre noi slujitori, mai avem printre noi popor întreg, mare la număr. A fost momente în viața poporului Israel când Dumnezeu s-a luptat pentru ei în Egipt cu cele 10 urgii. A fost momente în care Dumnezeu s-a luptat pentru poporul Israel și a despicat Marea Roșie. Dar a venit un moment în care Dumnezeu le-a lăsat să se lupte ei. E bine, în această seară vreau să ne rugăm și vreau să căutăm fața lui Dumnezeu. Nu uita, în bătăliile vieții ai nevoie și am nevoie de ajutor. Am nevoie de un Moise, am nevoie de un Hur, am nevoie de un Aron și mai am nevoie de un Iosua. Suntem cu toți adunați în locul acesta. Cineva a ținut mâinile noastre, dar din această seară cineva va mai trebui să mai poartă și să mai ridice mâinile tuturor slujitorilor. Vă rog din toată inima, cei care sunteți prezenți în această seară, faceți în așa fel și ridicați-ne mâinile sus. Dacă Moise se stea pe munte și se ruga, mijlocea înaintea lui Dumnezeu, era un Iosua în vale care se lupta și Iosua asculta de Moise și Dumnezeu a dat izbândă. Poate că ești aici, poate că cineva din familia dumitale a obosit. Tu bărbată și femeie, ridică-ți mâinile soțului tău,
poate că faci parte dintr-o biserică și vezi pe slujitorul tău că obosit, ridică-i mâinile sus, nu le lăsa jos. Sunt atâția care caută să ne lasă mâinile noastre jos, dar însă este Dumnezeu în această seară care vrea ca fiecare dintre noi în bătăliile vieții avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar avem nevoie de ajutorul unii altora. Ești în această seară în locul acesta? Moise este aici, este omul lui Dumnezeu. Când Moise se ruga, Moise era gura lui Dumnezeu. Cartea Exod, capitolul 4, versetul 16 zice: atunci când Moise n-a vrut să meargă să elibereze poporul din Israel pentru că era gângav, Dumnezeu a spus că va fi fratele lui, dar în schimb Moise va fi gura lui Dumnezeu. Cel care se ridică aici este gura lui Dumnezeu. De aceea va trebui să ne rugăm pentru el și să ridicăm mâinile lui sus. Dar nu numai atât. În bătăliile vieții, în luptele vieții, avem nevoie să folosim sabia. Și nu numai atât, dar și credința. Zice versetul 13 că Iosua a biruit pe Amalec, pe poporul lui, cu tăișul săbiei. Nu o să putem birui dacă nu avem sabia cuvântului Dumnezeu la bază. Ai nevoie în drum spre Canaan, în bătăliile vieții, să ai sabia cuvântului Dumnezeu. Îmi pare rău să rostesc un cuvânt. Pentru unii, cuvântul lui Dumnezeu este o risipă, călcându-l în picioare. Știți de ce? Pentru că nici nu-l citesc și nici nu-l trăiesc. E bine, în această seară Iosua a câștigat bătălia pentru că Moise stătea pe vârful dealului și Iosua s-a luptat cu sabia și a biruit cu tăișul săbiei. Ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, în bătăliile vieții, victoria depinde de relația ta cu Dumnezeu. Ai o relație cu Dumnezeu? Te bazezi pe El. Chiar dacă cazi, te ridici. Pe ce te bazezi? Pe Domnul. Și ascultați-mă în această seară, în bătăliile vieții nu înseamnă că nu vom fi loviți, dar e important să ne ridicăm și să mergem înainte. N-ai vrea în această seară împreună cu mine, dacă ești obosit, dacă crezi că nu mai poți, dacă vezi că lângă tine e un Moise, dacă vezi că lângă tine e un Iosua, dacă vezi că lângă tine e un frate, ridică-i mâinile sus, roagă-te pentru el, cheamă puterea lui Dumnezeu și astfel poporul va merge înainte. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și să-L chemăm pe Domnul în această seară și să ne rugăm: Doamne, vreau să mă rog pentru frați slujitori, vreau să mă rog pentru Moise, vreau să mă rog pentru Iosua, vreau să mă rog pentru popor, vreau să mă rog pentru toată cetatea, ca mâinile noastre să fie ridicate spre Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului.